Programul Național de Susținere a Cuplurilor și a Persoanelor Singure pentru Creșterea Natalității în România a fost discutat în ședința de guvern din această dimineață. Conform știrdiaspora.ro, documentul inițiat de Ministerul Familiei și Tineretului prevede acordarea de sprijin financiar pentru 2500 de cupluri sau persoane singure. 23 de țări din Europa Centrală și de Est vor pierde, potrivit unor studii recente ale Uniunii Europene, până în 2100 între 50% și 70% dintre locuitori. Alături de Bulgaria și Ucraina, România se află în topul acestui clasament al dezastrului demografic. Se știe că în perioada 1990-2020, populația României a scăzut cu peste 4 milioane de locuitori, iar în anul 2020 s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 30 de ani. Mai mult, se estimează că în 2050 România va avea o populație de doar 15 milioane de locuitori, din care o treime vor fi pensionari. Se dau 15.000 de lei de la guvern pentru românii care își doresc un copil, în scopul creșterii natalității. Autoritățile spun că este nevoie de intervenții de urgență pentru susținerea creșterii natalității în România și sprijinirea familiilor care își doresc copii, inclusiv a celor care se confruntă cu probleme de infertilitate. Astfel, proiectul aflat astăzi pe masa executivului își propune să acorde de la 1 octombrie anul acesta sprijin financiar pentru 2500 de cupluri sau persoane singure, iar de anul viitor un număr de maximum 10.000 de cupluri sau persoane singure. Aceștia vor avea nevoie de recomandare din partea unui specialist pentru a urma procedurile necesare. De asemenea, trebuie să fie cetățenii români, iar intervențiile vor avea loc pe teritoriul național. Sprijinul financiar va fi de 15.000 de lei pentru decontarea cheltuielilor necesare creșterii natalității, beneficiarii având dreptul la maximum 3 proceduri în fiecare an de derulare a programului. Tot în ședința de astăzi, membrii cabinetului condus de Nicolae Ciucă vor discuta despre programele de sprijin pentru zona montană și stabilirea unor măsuri în domeniul produselor fertilizante și îngrășămintelor, relatează Rador, conform știrdiaspora.ro.